Contribuabilii mijlocii din Sălaș vor fi administrați de la 1 februarie de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice din Cluj-Napoca. Potrivit unui comunicat de presă remis de reprezentanții Finanțelor Publice Sălaj începând cu 1 februarie 2016, contribuabilii mijlocii de pe raza județelor Sălaj, Bihor, Bistrița, Năsăud, Cluj, Maramureș și Satu Mare vor fi administrați de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca, competențele de administrare fiscală ale acesteia fiind stabilite prin Ordinul Președintelui ANAF, numărul 3649/2015. Astfel, contribuabilii mijlocii vor efectua plata obligațiilor fiscale începând cu 1 februarie 2016 la Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca, cod 3216. Lista contribuabililor mijlocii din raza județelor Sălaj, Bihor, Bistrița, Năsăud, Cluj, Maramureș și Satu Mare, care vor fi administrați de către această nouă structură fiscală, poate fi vizualizată pe site-ul www.aneofm.ro, secțiunea Info Publis. Contribuabilii din Sălaj care vor să se prezinte la Cluj pentru plată trebuie să știe că administrația pentru contribuabilii mijlocii, constituită la nivelul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Cluj-Napoca, are sediul în municipiul Cluj-Napoca, piața Avram Iancu, numărul 19, etaj 1, camera 138-147, cod poștal 400117.